Bine ați venit în mijlocul nostru, ucernic, episcop și veșnic apostol. O sfântă menire aveți pe pământ, să-i duceți pe oameni la Domnul cel Sfânt. Excelența voastră, cardinal Leonardo Sandri, prefect al Congregației pentru Bisericile Orientale, Excelența Monsignor Miquel Auri Buendia, Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova, Excelența voastră Petru Gherghel, Episcop, Excelența voastră Aurel Percă, Episcop Auxiliar al Diecezei de Iași, drag Părinte Antoci, Sfințiile voastre, dragi confrați, Sfinția voastră, Părinte Cernat Irinel, paroh al comunității Ortodoxe din Cucuieț. Ad novam ecclesiam sacrificii dominici celebrazione dedicandam is sacris ritibus pia atsimus devozione verbum Dei audientes cum fide ut communitas nostra ex uno baptismatis fonte renata atque ead in mensa nutrita in templum spiritale crescat et superno proveatur amore ad unum altare congregata. Eminența voastră, excelențele voastre, sfințiile voastre, stimate autorități, iubiți credincioși, cu
Comunitatea catolică din Cucuieți apare în statisticile catolice abia în anul 1892, fiind atunci 16 familii cu un total de 76 de credincioși. Vechea biserică din Cucuieți, cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci, a fost construită în perioada interbelică, fiind sfințită pe 17 septembrie 1926. Comunitatea catolică din Cucuieți a fost filială a parohiei Pustiana până în anul 2000, când a fost transferată parohiei Tărâța, nou înființată în acel an, fiind numit paroc Părintele Ciceu Valentin. În prezent, comunitatea catolică este formată din 38 de familii, având 96 de credincioși, întrucât vechea biserică nu mai putea oferi siguranță în timpul celebrărilor liturgice și nicio renovare nu era posibilă, s-au început demersurile pentru o nouă biserică. Acest lucru a fost imposibil pentru câțiva ani din lipsă de fonduri. Dar imposibilul a devenit posibil, Dumnezeu a făcut o minune prin angajamentul și disponibilitatea totală în susținerea financiară a proiectului din partea părintelui dr. Antoci Iosif, care activează în prezent în Austria. După realizarea documentației și obținerea autorizațiilor, în luna aprilie anului 2016 au început lucrările de demolare ale vechii biserici din Cucuieți și lucrările de construcție ale unei noi biserici, lucrări finalizate 5 luni mai târziu, la sfârșitul lui august 2016. Noua biserică are o lungime de 16 metri și o lățime de 8 metri. Proiectant al lucrării a fost domnul inginer Vălteanu Sergiu de la societatea Base Project din Roman, iar lucrările de executare au fost efectuate de societatea Robu Construct din Roman, reprezentată fiind de domnul inginer Robu Valentin. Trăim astăzi o bucurie greu de exprimat în cuvinte. Biserica noastră din Cucuieți va fi sfințită. Este o încununare a tuturor sacrificiilor făcute de noi și de toți binefăcătorii noștri. Actuala biserică, cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci, nu este o operă de artă, nici de cum, dar este totuși o operă. Este opera iubirii lui Dumnezeu, o iubire pe care am simțit-o cu emoții tot mai mari odată cu apropierea de final a lucrărilor. Astăzi, cu o bucurie nespusă, trăim această iubire milostivă a Domnului împreună cu Papa Francisc, care dorește să ajungă și în periferie, fiind reprezentat aici la Cucuieți de cardinalul Leonardo Sandri, căruia îi mulțumim pentru aceasta. Eminența voastră, cardinal Leonardo Sandri, excelențele voastre, vă rugăm a ne sfinți și binecuvânta pe noi și această nouă biserică să consacrați Sfânta Masă a altarului și împreună să aducem laudă lui Dumnezeu pentru lucrurile mari făcute în comunitatea noastră. Ant Domum, fratres carissimi, solemni ritu dicantes, Dominum Deu nostrum supplices exoremus, ut benedicere vignetur an creaturam aque, qua nos aspergemur, in penitentiae signum, ac baptismi memoriam, et nobe abluentur parietes novumque altare, ipse autens Dominus nos sua adiuvet gratia, ut dociles spiritui, quem accepimus in ecclesia sua maneamus fideles. Deus, per quem omnis creatura ad vite prodit lumen, tanta homines prosequeris dilectioni,
Uteos non solum paterna alas cura, sed caritatis rore a peccatis clemente remundes, ut ad Christum caput constanter reducas. Misericordi en in consilio statuisti, ut qui in sacram descendissent undam peccatores, Christo con mortui in sontes resurgerent, eiusque membra fierent, atque eterni premi coeredes. Anc ergo creaturam aque tua benedictione santifica, ut in nos et tuius ecclesiae parietis aspersa, signum existat, ilius salutaris lavacri, quo in Christo abluti, templum spiritus tui sumus effecti. Nos autem, cum omnibus fratribus, qui in ac ecclesia divina celebravunt misteria, ad celestem Jerusalem pervenire concedas, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Non apre, non chiude. Introite portas domini in confessione, atria eius in imnis. Să intrăm cu bucurie în casa Domnului, să-L laudăm și să-L rugăm pentru noi și pentru toți cei dragi ai noștri, pentru ca El să rămână mereu în această biserică și cu poporul său. Să mergem în pace la altarul Domnului. Formăm procesiunea pentru a intra în biserică, mai întâi va intra crucea, instanții, preoții, apoi episcopii, cardinalul, autoritățile, corul și tot poporul credincios. Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Deus, omnipotens et eterne Deus, defunde superunclocum gratiam tuam, et omnibus te invocantibus, auxili tui munus impende, ut hic verbi tui, et sacramentorum virtus, omnium fidelium corda confirme, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oh,
pătând toată răutatea și orice înșelăciune, ipocrizie, invidie și orice vorbire de rău, ca niște copii de curând născuți, să doriți laptele spiritual, curat, ca să creșteți prin el spre mântuire, dacă într-adevăr ați gustat cât de bun este Domnul. Apropiați-vă de el, piatra cea vie, aruncată de oameni, dar aleasă și prețuită de Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți într-o casă spirituală, pentru o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe spirituale, plăcute lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, iată, pune Sion o piatră unghiulară, aleasă și prețioasă, cine crede în ea va fi făcut de rușine. Așadar, cinste vouă care credeți, dar celor care nu cred, piatra pe care au disprețuit-o constructorii, aceasta a devenit piatra unghiulară și piatra de potignire și stâncă pentru cădere. Ei se potignesc pentru că nu cred în cuvânt. La aceasta au fost sortiți. Dar voi sunteți o descendență aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, poporul luat în stăpânire de Dumnezeu, ca să vestiți faptele mărețe ale celui care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină. Voi, care odinioară nu erați popor, acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Voi, care nu aveați parte de îndurare, acum ați obținut îndurare. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu!
Eccellenza Reverendissima Monsignor Miguel Mauri Buendía, Nunzio Apostolico in Romania. Eccellentissimo Monsignor Gergel, Vescovo di Iasi, con il suo ausiliare Eccellentissimo Monsignor Perca. Reverendissimo Signor Parroco, illustre Sindaco di questo paese, di questa città, distinto rappresentante archimandrita della Chiesa Ortodossa Rumena, reverendi sacerdoti, religiosi, fratelli e sorelle nel Signore. Ringrazio il Signore per la possibilità di trovarmi in mezzo a voi a celebrare l'Eucaristia e presiedere il solenne rito di dedicazione di questa chiesa con il suo altare. Nella liturgia dell'offertorio, quando presentiamo i doni del pane e del vino che diverranno il corpo e il sangue di Cristo, li definiamo frutto della terra, cioè dono di Dio e del lavoro dell'uomo. Oggi sentiamo particolarmente bella questa affermazione perché davvero per l'edificazione di questo Tempio in tanti qui in Romania come addirittura dall'Austria con l'impegno del reverendissimo Antoci Joseph hanno offerto la loro collaborazione, il loro contributo e li vogliamo affidare al Signore perché faccia scendere su tutti loro la sua copiosa benedizione. Da uccidire traducere i predici perché il cardinale Leonardo Sande ha pregredito per questa santa liturgia. Eccellenza reverendissima, Monsignor Miguel Mauri Buendía, nunzio apostolico in Romania e Repubblica Moldova. Eccellenza vostra, Monsignor Petru Gergel, Episcop de Iași, Episcopul auxiliar, Monsignor Aurel Perca, cernice părinte paro, distinse autorități, părinte primar, dragă reprezentant al Bisericii Ortodoxe, cernici preoți, dragi călugări și călugărițe, frați și surori Domnului. Mulțumesc Domnului pentru posibilitatea de a mă afla în mijlocul vostru, pentru a celebra Euharistia și pentru a prezida ritul solemn al consacrării acestei biserici cu altarul său. În liturgia ofertorului, când prezentăm darurile pâinii și ale vinului, care vor deveni trupul și sângele lui Hristos, le definim rod al pământului, adică dar al lui Dumnezeu și al muncii omului. Astăzi auzim această frumoasă afirmație într-un mod deosebit. Pentru că, într-adevăr, pentru construirea acestei biserici, din partea multora, aici în România și chiar din Austria, și angajarea părintelui Antoci, și-au oferit colaborarea și contribuția lor și vrem să-i încredințăm Domnului pentru a revărsa asupra tuturor bogata sa binecuvântare. În pagina primei cărți a regilor care a fost proclamată, am ascultat rugăciunea lui Solomon pentru sfințirea templului din Ierusalim. O mare rugăciune de cerere, în care regele cere ca Dumnezeu să-și îndrepte mereu privirea asupra acestei case, și ca totdeauna să asculte și să ierte poporul său Israel, care se va aduna aici pentru a-L invoca. Chiar și popoarele din vechime celebrau rituri pentru ca un spațiu să devină sacru. Cu unele rugăciuni, sau cel puțin, vărsau pe piatră apă, unde lemn, vin sau sânge ale animalelor sacrificate. Așa cum și noi, peste puțin timp, vom stropi cu apă sfințită altarul, îl vom unge cu Sfânta Crismă, vom arde tămâie și, în sfârșit, ne vom hrăni din trupul și sângele Domnului, care vor fi consacrate pe acest altar.
Există însă o mare noutate pe care tot Solomon ne ajută să o descoperim. El însuși, înainte de a zidi templul, amintește de promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o regelui David, tatăl său. Într-adevăr, după ce a fost proclamat rege la Ierusalim, el a voit să zidească o casă pentru arca alianței, un templu. Totuși, Domnul, deși apreciază acest gest, el a răspuns prin profet: nu tu îmi vei face o casă, templu, dar eu voi face pentru tine o casă, un neam, o posteritate. Primul care a rămas fidel, care s-a plecat asupra vieții omenirii, care a luat-o asupra sa, care a turnat ca samaritanul cel milostiv un delemnul mângâierii și vinul bucuriei spirituale, este tocmai Domnul Iisus. Nu noi suntem cei care zidim biserica cu toată bunăvoința noastră, cu toată generozitatea noastră, chiar cu gesturile noastre de caritate și solidaritate. Dar este totdeauna și înainte de toate Domnul care zidește biserica sa, mireasa sa. El a trimis între noi pe Fiul Său, pe care oamenii l-au aruncat ca pe o piatră disprețuită de zidari, dar pe care Tatăl, în înviere, a transformat-o în piatra din capul unghiului, pe care se ridică casa făcută din pietre vii. În calitate de creștini, astăzi, noi suntem chemați să nu fim spectatori ai unui ritual, oricât de solemn și sugestiv ar fi, dar să participăm în rugăciune la gesturile pe care le oferim lui Dumnezeu și astfel să devenim pietre vii ale acestei biserici. Fiecare dintre noi a fost deja scufundat în apa botezului, a fost eliberat de păcatul strămoșesc, a fost uns cu un de lemn, se hrănește cu Hristos. În celebrările solemne, să ne amintim bine, chiar și credincioșii sunt tămâiați pentru a cinsti ființa lor de fii ai lui Dumnezeu și templu ale Duhului Sfânt. Așadar, spațiul sacru al unei biserici în care suntem adunați pentru a celebra tainele credinței noastre, este o chemare și o angajare pentru a menține mereu deschisă inima noastră și viața noastră la prezența lui Dumnezeu. Biserica, între casele noastre, care de cele mai multe ori, în atâtea sate, este adevăratul centru al comunității, este o chemare constantă la credința în cuvântul care s-a făcut trup. În Iisus, care a venit să locuiască între noi și, după promisiunea sa, rămâne cu noi în toate zilele până la sfârșitul lumii. El nu se mulțumește să fie cinstit cu buzele când suntem aici pentru a ne ruga. Dar de aici, hrăniți de El și plin de bucurie pentru Evanghelia sa, ne trimite la casele noastre, în mijlocul familiilor noastre, la locul de muncă, în lumea întreagă, pentru a duce vestea Împărăției lui Dumnezeu care este în mijlocul nostru. Vom vorbi nu prin cuvinte, dar mai ales prin viața noastră, cerând în fiecare zi Duhului Sfânt harul de a trăi fericirile pe care le-am ascultat la Evanghelie. Dacă vom rămâne săraci în Duh, îl vom lăsa pe Domnul să ne facă bogați cu darurile sale de har, precum cântă Fecioara Maria în Magnificat. Dacă privirea noastră și inima noastră vor rămâne curate și limpezi, vom putea recunoaște marile fapte pe care Domnul continue să le realizeze prin credincioșii Săi. Dacă nu ne vom pleca în fața nedreptății, a corupției și a violenței, vom colabora ca să vină cerul noi și un pământ nou, în care va avea o locuință stabilă, dreptate, cum spune Sfânta Scriptură. Într-o lume în care, periodic, se pare că uităm câte nenorociri aduc războaiele, goana după înarmări, și de pe pământ, care a experimentat persecuția numele credinței în Hristos în secolele trecute, ca și în secolul trecut, se înalță, asemenea lui Solomon, rugăciunea noastră. Doamne, ascultă poporul Tău, privește spre mizeria noastră și spre nelegiuirile noastre. Vino în ajutorul nostru. Ascultă și iartă-ne. Vino și mântuiește-ne.
În special, pentru a fi adevărați discipoli ai Lui Hristos, al fericirilor, să iubim și să-i slujim pe cei săraci și să nu uităm de ei, așa cum ne cheamă în permanență Sfântul Părinte Papa Francisc, care mi-a cerut să vă transmit salutul său și binecuvântarea sa. Să ne gândim nu numai la sărăcia materială, dar și la singurătatea bătrânilor. Și amintesc cu recunoștință vizita pe care am făcut-o cu câteva ore mai înainte la casa pentru bătrâni și bolnavi din Săboan. Să fim sensibili la pierderea speranței din partea celor bolnavi și să-i ajutăm pe cei care și-au pierdut locul de muncă. Să fim atenți la rănile interioare ale femeilor sau ale copiilor care au suferit violența și exploatarea. La cele ale mamelor care nu au adus la lumina zilei copiii pe care îi aveau în sânul lor. Comunitatea catolică din întreaga Românie, de rit latin și greco-catolici, împreună cu frații bisericii ortodoxe, se întreg în a se prețui reciproc și seamănă speranța și caritatea lui Hristos în inima societății. Maria Santissima, Regina de la Pace, Madre della Chiesa, veglia su questi tuoi figli che ti invocano. Poni questa comunità sotto la tua protezione e aiutaci ogni giorno a cantare il Magnificat per le grandi opere che Dio continua a fare per l'umanità. Amen. Maria Preasfântă și Regina Păcii, Maica Bisericii, să vegheze asupra acestor fii ai tăi care te invocă. Te rugăm, așează această comunitate sub baza ta și ajută-ne în fiecare zi să cântăm Magnificatul pentru marile lucrări pe care Dumnezeu continuă să le facă pentru omenire. Amin. Simt credința spunând, cred în Bunul Dumnezeu.
Verbo Onnipotente, Fidelium corda spiritalia si dieficit templa. Nobis, nostri sautem vocibus, fraterna societur sanctorum supplicatio. San Gerunchem pentru litania tuturor sfinților. Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, Sfinții aceasta.
această biserică. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, Fiul lui Dumnezeu cel viu, te rugăm, ascultă-ne! Hristoase, auzi-ne! Supplicaciones nostras, quaesumus Domine, intercessione Beate Maria Virginis, et omnium sanctorum, propitiatus admite, utece edes tuo nomini deiganda, domus fiat salutis et gratie, ubi Christianorum plebs, in unum conveniens, te adoret in spiritu et veritate, es edificet in caritate, per Christum Dominum nostrum. Amen. Predicatio. Deus Ecclesiae Tue sanctificatur et rector, nomen Tum nos decet festivo celebrare precordio, quia hodie fidelium plebs ancor actionis Domum, ubi te pie veneratur, verbo eruditur, alitur sacramentis, solemni ritu cupi in perpetuum tibi dicare, et edes mysterium adumbrat ecclesiae, quam Christus suo sanctificavit cruore, ut sponsam sibi exhiberet gloriosam, virginem fidei integritate conspicuam, matrem spiritus virtute fecundam. Ecclesia santa, electa vinia Domini, cuius palmitibus mundus omnis impletum, quae propagines suas ligno vaiulante suspensas erigit ad regnia celorum. Ecclesia Felix, tabernaculum Dei cum hominibus, templum sanctum, quod lapidibus vivis extruitur, apostolorum fundamentis consistens, Christo Iesu summo lapide angulari. Ecclesia sublimis, civitas jugo montis erecta, perspicua cuntis, et omnibus clara, ubi agni lucerna fulget perennis, et gratum resonat canticum beatorum. Supplices ergo te Domine ad precamur, dignare anche ecclesia et hoc altare celesti sanctificazione perfundere, ut locus sanctus semper existat, et mensa fiat in perpetuum Christi sacrificio parata. Hic unda divine gratiae hominum obrat delicta, ut fili tui, Pater, peccato mortui, vite renascantur superne. Hic fideles tui, altaris mensam circumstantes, memoriale pascatis celebre et verbi Christi eiusque corporis reficiantur convivio. Hic laudis oblatio iucunda resultet, angelorum concentibus vox hominum sociata, ac promundi salute iugis ad te ascendat oratio. Hic pauperes misericordiam inveniant,
oppressi veram consequantur libertatem, cuntique homines filiorum tuorum induat dignitatem, donec ad illam, ques sursum est Jerusalem exultantes perveniam. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Altare ad Domum quo nostro linimus ministerio, Dominus sua virtute sanctifice, ut Christi et Ecclesiae mysterium visibili exprimant signum. Oh,
Sanctificatur Domine oratio nostra, sicut incenso in cospectu tuo, et sicut erit Domus suavium et plenum odore, ita ecclesia tua redoliat Christi fragrantia. Thank you.
in Christi in ecclesia refugiat ut omnes gentes plenitudine veritatis attingat. Sacrificium acceptabile fiat, apud Deum Patre omnipotente.
Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii sale Sfinte Biserici. Accepta, sint tibi Domine, munera litantis ecclesiae, ut populus tuus in ac Domum sanctam conveniens, proec misteria salute perpetuam consecuatum. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Sursum corda. Laudamus Domino. Gratias agamus, Domino, Deo nostro. Benedici pretiesse. Benedignum et justum est, ecum et mortale, nos tibi semper, Pater Sante, semper et ubique, gratias agere, qui templum glorie tue universum multum fecisti, un nomen tuum ubique clarificatur, sed et loca divinis apta mysteris non rendis tibi sacrari, anche ergo orationis Domum, umano estructam labore, maiestati tue exultantes dicamus. Hic veri templi adumbratum mysterium, et celestis Jerusalem prenotatur imago, corpus enim fili tui, et salva virgine natum, templum efecisti divi sacratum, in quo inhabitare plenitudo divinitatis. Ecclesiam autem sanctam constituisti civitatem, super fundamentum apostolorum edificatam, summo angulari lapide ipso Christo Iesu, sed electis construendam lapidibus, spiritu vivificatis, quam mentatis caritate, ubi tu per infinita saecula omnia omnibus eris, et Christi lumen fulgeri perenne. Perquem nos Domine, cum angelis et santis universis, tibi confidemur in exultatione dicentes. Simili modo, posquam decenatum est, accipiens et calicem, iterum tibi gratias agens, dedi discipulis suis dicens, accipite et bibite ex ego omnes, hic est enim calic sanguinis mei,
novi ed eterni testamenti, qui promulgis et promultis et fundetur in remissione peccatori. Hoc facite in mea commemorazione.
este împărăția și puterea și măria veci. Domine Iesu Christe, Clixisti Apostolis Tuis, pace prelinguo vovis, pace meam do vovis, ne respicias peccata nostra, se fide me ecclesie tue, e ambue, secundum voluntatem tua, pacificare et quadunare dinieris, qui vivis ad regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem. Yeah.
Oremus. Multiplica, Domine, quesumus, per et santa quesumsimus, veritatem tuam in mentibus nostris. Ut te in templo santo tuo iugiter adoremus, et in conspectu tuo cum omnibus sanctis gloriemus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Medaglia ufficiale de argint a celui de-al cincilea an de pontificat a Sfântului Părinte Papa Francisc. Le parole che sono scritte in questa medaglia, cuvintele care sunt scrise pe această medaglie, sono stato ospite e tu mi hai accolto. Am fost străin și tu m-ai primit. Ecco, vale per me che mi avete accolto voi. Oggi, e valabil pentru mine care m-ați primit astăzi, per tutti noi, e per noi tutti, toți, per tutti quelli che hanno lasciato la loro terra e sono stati accolti da altri fratelli. Și pentru toți aceia care au lăsat pământul lor și au fost primiți în alte țări de fraților creștini. Qui in Europa, aici în Europa, dal Medio Oriente, în Orientul Mijlociu, da tutte le parti dove le guerre e la violenza regnano. Și din toate părțile unde violența și războaiele din păcate domnesc. Ero ospite, eram străin, e voi mi avete accolto. Și voi m-ați primit, m-ați găzduit. Aplauz.
E desidero anche annunciare. Ci dovreste asemenea să anunți. A Sua Eccellenza che per le mani dell'Eccellentissimo Nunzio Apostolico in Romania. Episcopului Petru că prin mâinile Arhiepiscopului Nunțiu Miguel Mandia va primi. Riceverà una piccola mia offerta. O mie o ofertă mică din partea mea. Non so che lui vorrà. Și pe care el o va folosi după bunăvoința sa. Cine știe, poate pentru casa de bolnavi de la Săboan sau pentru caritatea episcopului. Possiamo dire insieme di nuovo, grazie a Sagamus Domino Dio nostro, ringraziamo il Dio nostro per tutto ciò che Lui ha fatto oggi e sempre, e noi siamo grati, grazie a Lui, immensa e grazie a Lei che ha voluto essere con noi per questa grande festa. Grazie anche a Nunzio nostro che ha voluto venire con gioia di nuovo nella nostra diocesi per accompagnare Sua Eminenza e per essere con noi. Lo facciamo insieme con il nostro ausiliario. Per questo momento noi abbiamo preparato, per lei ha sottoscritto un documento. Vogliamo che questo documento sia letto e poi facciamo anche altri per finire questa celebrazione brevemente. Decret pentru consacrarea altarului Bisericii par în filiala Anunțarea Sfintei Cruci cu Cuieț, parohia Tărâța. În conformitate cu normele Sfintelor Canoane 1217 și 1237, după ce au fost terminate toate lucrările de construcție ale Bisericii Filiale Anunțarea Sfintei Cruci din localitatea Cucuieț, decanatul de Moinești, dieceza de Iași, la cererea parohului locului preot Mihail Daniel Bitiușcă și a Consiliului Parohial Local și ținând cont de dorința manifestată de credincioșii acestei comunități, cu participarea Excelenței sale Episcop Miguel Maurin Mândia, Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova, a Excelenței sale Petru Gherghen, Episcop de Iași și a Episcopul Auxiliar de Iași, Aurel Percă, în prezența unui mare număr de credincioși și de preoți, fiind respectate toate normele cu privire la consacrarea bisericilor și altarelor, în prezența unui mare număr de credincioși, în ziua de 28 septembrie 2017, am consacrat cu solemnitate altarul principal al Bisericii Filiale, Înălțarea Sfintei Cruci din Cucuieț. Prin acest act și prin această celebrare vrem să aducem slavă lui Dumnezeu Tatăl prin Fiul Său în Duhul Sfânt. Să arătăm tuturor credincioșilor noștri, iubiți și răposați, un semn de recunoștință și respect, mai ales față de binefăcători. Părintului paroc al locului, Părintele Iosif Antoci, specialiștilor, precum și tuturor binefăcătorilor acestei biserici, pentru munca depusă și opera realizată, aducem mulțumirea plină de iubire și însoțită de binecuvântarea noastră, cu prețuirea și binecuvântarea noastră arhierească, dat în anul Domnului 2017, ziua de 28 septembrie, semnează cardinal Leonard Sandri, prefect al Congregației pentru Bisericile Orientale. Să rămână cu noi o clipă, să-i arătăm și noi dragostea noastră și mai ales să arătăm printr-o icoană frumoasă a Maicii Domnului și printr-o cruce specială care este caracteristică aici, în România, Bisericii Orientale și Bisericii noastre creștine. Este vorba de icoana Maicii Domnului, pe care știu că o iubești așa de mult, Excelența Nunțiu, se permetta di fare questa nostra riconoscenza alla sua eminenza con questa Madonna.
acum Preasfințitul Aurel de citire a două decrete, vă rugăm să aveți o leagă de răbdare că trebuie să o facem pentru meritele pe care le-a arătat Părintele Baron Iosif Pântoș și dumneavoastră întreaga comunitate. Se acordă diplome de merit și crucea omagială fericitul Anton Burcovici pentru iparoc Mihai Daniel Pitiușcă, pentru munca și implicarea exemplară în activitatea pastorală și ca gest de recunoștință pentru marea și arătată în opera de construire a bisericii din filiala Cucuieț, parohia Tăluța. Salutul nostru, Sanctității sale Papa Francisc, pe care îl iubim mult, pentru care și noi ne rugăm, așa cum El însuși o cere, și sigur, pe care îl așteptăm cu bucurie să vină în România. Vă mulțumim pentru rugăciunea de sfințire a Bisericii și de consacrare a altarului și pentru cuvintele frumoase de la predică, dar și pentru implicarea în susținerea financiară și morală a bisericilor din Tărâța și Cucuieț. Excelența voastră, Monsignor Micael Mauri Buendia, ne bucurăm și vă mulțumim că ați venit la noi să vă amintiți de noi în rugăciune. Noi vă asigurăm de rugăciunea noastră pentru misiunea încredințată în România și Republica Moldova. Excelența voastră, Petru Gherghel, episcop al diecezei de Iași. Excelența voastră, Aurel Percă, episcop auxiliar al diecezei de Iași. Vă mulțumim că ați luat parte la sărbătoarea noastră și suntem recunoscători pentru sprijinul acordat. Vă avem mereu prezenți în rugăciunile noastre. Eu și credincioșii din Cucuieț nu vom uita că vom trăi un nume, Antoci Iosif, binefăcătorul nostru. Dacă nu era Sfinția sa, astăzi nu aveam această biserică. Părinte Iosif, știm că nu v-a fost ușor. Vă suntem recunoscători pentru că v-ați rugat, ați alergat și ați bătut la multe uși, cerând ajutorul ca să ne puteți ajuta. Mulțumim! Veți fi mereu binevenit în mijlocul nostru și vă așteptăm cu drag. Dumnezeu, Sfânta Fecioară Maria și Sfântul Iosif să vă răsplătească. Mulțumim pentru că au participat la bucuria noastră preoților oaspeți, și salut în mod deosebit pe colegii mei. Și aș dori să amintesc pe trei preoți prezenți sau nu la această sărbătoare care ne-au sprijinit mai mult în lucrarea noastră. Părintele Vladimir Peterca, Părintele Cristian Gălățanu
și un preot care a dorit să rămână anonim. Mulțumesc și părinților călugări capucini care au stat la spovadă. Mulțumim domnului primar Alexandrescu Eusebiu, consilierilor și angajaților de la primărie, autorităților de la județ, precum și tuturor locuitorilor satului Cucuieți, catolici și ortodoxi, care s-au implicat la zidirea acestei biserici. Mulțumesc părintelui Irinel Cernat pentru prezență și pentru colaborarea frumoasă ce o avem în păstorirea spirituală a satului Cucuieți. Un salut călduros tuturor. Un cuvânt de mulțumire adresez poliției locale, jandarmeriei române, precum și celor care s-au implicat în organizarea acestei sărbători. Mulțumesc credincioșilor din Cucuieți, care mi-au fost alături și care s-au dăruit frumos pentru construcția acestei biserici și pentru organizarea sărbătorii de astăzi. Doresc să-i felicit înaintea păstorilor diecezei, pentru că, deși sunt o filială, păstrează și trăiesc frumos credința lor, iubindu-și biserica și pe păstorul ei. Un cuvânt de mulțumire adresez celor care cu mintea, cu mâinile, dar mai ales cu inima au zidit această biserică, domnului inginer Robu Valentin și angajaților de la Societatea Robu Construct din Roma. De asemenea, mulțumirea noastră se îndreaptă și spre cei care au contribuit la proiectarea bisericii, părintele Toma Enguță și domnul inginer Bălteanu Sergiu. Mulțumesc părintului Claudiu și celor din frumoasa care au condus cântările de la Sfânta Liturghie. Salut pe toți cei prezenți la sărbătoarea noastră, sigur că și pe cei de afară, catolici și ortodoxi, din Cucuieți și din altă parte. Pentru toți, la ieșirea din curtea bisericii, se oferă un pachet și un pahar cu vin, suc sau apă. Este pentru toți, nu trebuie să ne îngrămădim. Dacă am uitat sau nu am amintit pe cineva, să-mi fie cu iertare. Un lucru e sigur, Dumnezeu nu rămâne dator față de nimeni. În această biserică, mereu, se vor înălța rugăciuni de mulțumire pentru binefăcătorii noștri. Eminența voastră, excelențele voastre, vă mulțumim din inimă pentru cinstea și bucuria pe care ni le-ați făcut venind la Cucuieți. Închei amintind că lucrările efectuate, sacrificiile făcute, precum și sărbătoarea atât de solemnă de astăzi, nu vor să fie altceva decât o laudă adusă lui Dumnezeu și un ajutor mare și frumos pentru mântuirea omului. Mulțumesc tuturor din inimă!
Dominus vobiscum. Inclinate vos ad benedictionem. Deus Dominus Celi et Terre, qui vos odi ad unius Domum dedicatione adunavi, ipse vos celesti benedictione, faciat abundare. Amen. Concedatque vos fieri templum sum, et habitaculum Spiritus Sancti, qui omnes filios dispersos, voluit in filio suo congregari. Amen. Quatenus felicite mundati, habitatorem Deum in bob ipsim et ipsis possiti sapere, et eterne beatitudinis hereditatem, cum omnibus sanctis possidere. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Liturgia s-a sfârșit, mergeți în pace.